Marți, 5 decembrie 2023, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău a avut loc premierea câștigătorilor concursului de creație literară pentru liceeni Iuliu Suciu, ediția 27-a. Juriul, alcătuit din Marcel Lucaciu, președinte Ion Pițigoiu Dragomir, Iliana Petrean Păușan, Daniel Săuca și Corina Știrb-Cupăr, membrii, a desemnat următorii câștigători. Secțiunea proză, premiul întâi Sabou Alexandra Mariana, Colegiul Național Silvania Zalău, premiul al doilea Morotei Cosmina Miruna, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău, premiul al treilea și mențiunea nu s-au acordat. Secțiunea poezie, mențiune Sârca Eliza Maria, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și Mneu Silvaniei și Martin Melisa Maria, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău, premiile întâi. Al doilea și al treilea nu s-au acordat. Marele premiu al concursului, premiul Iuliu Suciu, a fost acordat elevei Sabou Sara Maria de la Colegiul Național Silvania Zalău. Diploma i-a fost înmânată elevei de către doamna Valeria Suciu, soția regretatului profesor Iuliu Suciu. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău și Cenaclul Literar Silvania Zalău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Arte al Județului Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.